Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Prin plan Ziarul Lumina. Sfântul Sinod s-a întrunit în ședința de lucru sub președinția prefericitului părinte patriarh Daniel. Lucrările au debutat cu Sfânta Liturghie și slujba de um în Catedrala Patriarhală. Printre alte hotărâri importante, Sfântul Sinod a ales noul episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și noul episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. În această perioadă, 171 de preoți de la parohiile din cuprinsul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei participă la cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție. Primele două probe, cele scrise, vor avea loc joi, urmând ca vineri să aibă loc cea de-a treia probă a examenului, cea orală. Absolvenții promoției 1982-1987 de la Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul din Buzău s-au revăzut după 30 de ani de la terminarea studiilor liceale. La eveniment au participat în alt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, șeful de promoție al acestei generații și în alt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, fost profesor la Seminarul din Buzău. Arhimandritul Roman Braga s-a născut în anul 1922 în satul Condrița din Basarabia. A fost al șaptelea copil al familiei Cosma și Maria Braga. La doar 12 ani a intrat în mănăstirea Căldărușani, iar un an mai târziu a mers la seminarul de la Cernica. Și a urmat atent de-a lungul anilor toate studiile. Doar doctoratul nu a mai putut să-l finalizeze din cauza perioadei de detenție. Întreaga poveste a Arhimandritului Roman Braga o puteți citi din ziarul Lumina de Duminică. Racla cu moaștele Sfântului Antonie a fost sfințită, este din argint și a fost lucrată în atelierele Patriarhiei. Cinstitul odor va rămâne spre închinare în biserica Domnească Sfântul Anton Curtea Veche. De joi, al ziarului Lumina, jurnalista Raluca Brotner ne aduce în prim-plan povestea locurilor sacre din localitatea Ivanovo din Bulgaria. Este vorba despre o rețea de biserici, capele și mănăstiri săpate în stâncă la 32 de metri deasupra râului Lom. Monumentele sunt incluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO încă din anul 1979, alături de alte 9 puncte turistice din Bulgaria. Săptămâna trecută a avut loc în orașul Victoria din județul Brașov a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Toacă și de Clopote. La această ediție s-au înscris 96 de copii din toate zonele țării, dar și din Ungaria și Republica Moldova. Există o serie de cauze ce determină întârzierea vorbirii la copii. De exemplu, traumatisme ce afectează dezvoltarea sistemului nervos central, lezări ale timpanului, boli ale primei copilării sau boli de natură psihosocială. Despre cauze și terapii în tulburările de limbaj la copii, vorbim în cele ce urmează cu doamna logopet Lavinia Neacșu. Bine ați venit în platoul emisiunii Prin Plan Ziarul Lumina. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Haideți să începem discuția de la ce vârstă ar trebui să la ce vârstă ar trebui copiii să articuleze primele cuvinte. Primele cuvinte legate ar trebui să fie articulate cam în jurul vârstei de un an, plus minus câteva luni. Primele silabe apar mult mai devreme, în jur de șase luni, dar dacă ne gândim la cuvinte cu sens, mama, tata, papa, ar trebui să apară cam pe la un an în dezvoltarea copilului. Care ar fi cauzele vorbirii mai greu când vine vorba de copiii care rup primele cuvinte mai târziu? Pot să fie cauze foarte variate. Um și care să apară în etape diferite, fie înainte de, fie în timpul sarcinii mamei, de exemplu cu copilul, diferite infecții ale mamei, tratamente medicamentoase care pot să afecteze fătul, pot să fie diferite traumatisme care apar în timpul nașterii efectiv, nașterea cu forcepsul sau care să afecteze planul motor și atunci implicit și partea de limbaj și dezvoltarea acesteia, sau afecțiuni pe care copilul le are la în primii ani de viață, meningite, tot felul de uh, afecțiuni care să ducă la întârzieri. Uh, din păcate, nu putem de cel mai multe ori să identificăm exact care sunt cauzele, dar uh, încercăm să facem asta de fiecare dată când primim un copil în terapie. Dar simptomele care sunt? Uh, la copil, simptomele. Da. Uh, dacă este un copil care are un diagnostic medical deja pus, se cam știe care e situația și cam care ar fi un anumit prognostic, între anumite limite, evident. Se pot, pot apărea întârzieri chiar și în cazuri. În care nu există un diagnostic medical, în care copilul e stimulat adecvat de către părinți, dar totuși el nu progresează pe linia limbajului și atunci e nevoie să se solicite măcar o evaluare logopedică pentru a vedea cum să-l stimuleze adecvat familia, astfel încât el să ajungă la nivelul copiilor de aceeași vârstă până la urmă. Dar care este momentul în care părinții își dau seama că există o problemă și că nu este doar o întârziere firească uh -huh. în ritmul vorbit? Um, de obicei părinții fac comparații, comparații între propriul copil și copiii pe care cu care intră copilul lor în interacțiune sau copiii prietenilor care au vârste asemănătoare sau discută lucrurile astea. Um, ei, din punctul meu de vedere, ar trebui să se adreseze logopedului de îndată ce află sau depistează că ar exista o mică întârziere la nivel de achiziții, măcar să vadă dacă este ceva îngrijorător sau nu, dacă uh, pot să facă ceva să-l ajute pe cel mic astfel încât să depășească momentul respectiv. Sunt și cazuri în care nu e nevoie de intervenție, dar e mai bine să fie informați anterior ca să elimine uh, un potențial diagnostic logopedic. Uh, cam, cam așa se Rulează lucrurile, alții ajung din păcate mai târziu la logoped și atunci facem ce putem din punctul acela înainte Dumneavoastră din punctul de vedere al unui logoped care au fost cele mai frecvente cauze pe care le-ați întâlnit? Cele mai frecvente sunt cele care apar în timpul nașterii sau imediat după naștere, copii care au avut anumite convulsii, anumite dificultăți, naștere prelungită, momente de hipoxie în care creierul nu se oxigenează suficient și apar urmări. Și atunci, implicit, dacă, așa cum spuneam anterior, partea de motricitate este afectată, motricitatea generală a corpului, dar și motricitatea organelor implicate în vorbire, capacitatea lor de a se mișca, felul în care limba este sau nu mobilă, evident că afectează capacitatea copilului de a articula sunete, astfel încât să-și dezvolte vorbirea articulată. Care este perioada de vindecare sau există vindecare completă? Dacă nu există alte diagnostice asociate, tulburări de spectru autist, paralizii cerebrale, lucruri diagnostice medicale care să îngreuneze procesul terapeutic. De obicei se recuperează cazurile de întârziere, mă refer la cele de întârziere. Acum sunt și probleme de pronunție, dar despre asta vorbim la preșcolaritate în mare parte. Dar e nevoie de foarte multă muncă. Vorbim de terapii de durată. Terapia logopedică de cele mai multe ori durează de la șase luni până la un an, doi, trei, depinde de copil. Ei au ritmuri foarte diferite de asimilare și de evoluție în același timp. Și de cel mai multe ori e greu să dai un prognostic Cert, dai unul aproximativ, el variază de, în funcție de mai mulți factori, în funcție de constanța întâlnirilor cu logopedul, în funcție de implicarea părinților și a familiei în procesul de recuperare. Este ca un triunghi, îmi place mie să spun. Logopedul este un punct, copilul este un al doilea punct și familia este al treilea punct. Și fiecare din cele trei puncte trebuie să vină cu eforturi proprii ca totul să se întâmple și terapia să dea roadele. Pe care ni le dorim până la urmă. Cum pot părinții să stimuleze copiii, vorbirea copiilor? Dacă vorbim de vârste mai mici de 2 ani și jumătate, până la 2 ani și jumătate, nu prea ai cum să lucrezi ca logoped cu ei, pentru că dacă nu sunt nici integrați în grădiniță, nu, am, nu au un minim de reguli care să-ți permită să-ți atinge obiectivele într-o ședință de terapie. În schimb, le dăm sugestii în sensul ăsta. E important să vorbească foarte mult cu copilul, e important să îi solicite și lui să vorbească. E important să nu îl încurajeze a utiliza gesturile în detrimentul verbal, practic, în detrimentul cuvintelor și a rostirii cuvintelor. Pentru că dacă cel mic se obișnuiește să primească ceea ce își dorește, fără să depună efort verbal este mai comod să arate și dacă el primește imediat ce face gestul acela, nici nu va verbaliza, deși poate că el poate să o facă. Deci trebuie încurajat în sensul ăsta. Repetate multe silabe, chiar de la vârste mici, pentru că dacă se repetă silabele, la un moment dat el auzind își reglează și începe și el să verbalizeze silabe, la început fără sens, după care ele capătă sens. Și e mai mult să zic că e important să zică, de exemplu, pa la pahar sau pa la pară, decât să nu spună nimic la pară sau nimic la pahar. Deci e important orice sunet spune când vede un anumit obiect. Chiar dacă nu. Într-o primă fază, nu folosește cuvântul integral pentru a desemna respectivul obiect. Ce înseamnă o ședință de terapie? O ședință de terapie are o structură pe care e important să o respectăm. De aceea vorbeam de vârstă, contează vârsta, pentru că nu orice vârstă ne permite să respectăm acei pași. Sigur că durata ședinței fluctuează în funcție de capacitatea copilului de a se concentra, de atenție până la urmă, și de vârstă, implicit. Se începe cu exercițiile despre care vă spuneam pentru dezvoltarea motricității organelor implicate în vorbire. Asta înseamnă exerciții cu limba, cu obrajii, cu maxilarul, cu buzele, astfel încât ei să devină mobili la nivelul feței și să poată să articuleze mai ușor. Pe acestea le facem, indiferent că e vorba de cazuri de întârziere, indiferent că e vorba de probleme de pronunție, de fiecare dată. Mai avem exerciții, mai realizăm exerciții pentru reglarea respirației. Ei, pentru că respirația e foarte importantă când noi vorbim și ei trebuie să învețe să, resp să respire corect, să inspire pe nas, să expire pe gură, așa cum noi vorbim, practic, pe partea de expir a ciclului respirator și e important să învețe lucrul ăsta. Sigur că intervenția e ludică și suflăm în și când facem exercițiile astea sau într-un pai, într-un par cu apă, suflăm în hârtiuțe, facem astfel încât totul să fie atractiv pentru cel, cel mic, chiar dacă el nu conștientizează exact la ce sunt bune lucruri prurile respective și exercițiile respective. După care se începe cu în cazul de întârziere, în cazurile de întârziere cu verbalizarea efectivă a uh, diferitelor noțiuni de vocabular, animale, domestice, sălbatice, fructe, legume, mijloace de transport, uh, obiecte vestimentare, se trece prin toate categoriile de uh, vocabular. Um, Într-o primă fază pornind de la cuvinte simple, monosilabice, bisilabice, astfel încât să, el, să le poată repeta după noi, silabisit măcar și la un moment dat făcând sinteza silabelor și folosind cuvântul integrat, uh, integral. Dacă e vorba de probleme de pronunție, se începe pe uh, impostarea sunetului, emiterea lui izolată, un simplu s, și după aceea integrarea lui în silabe, integrarea lui în cuvinte care îl conțin în poziție inițială, în poziție mediană, în poziție finală și așa mai departe. Depinde de diagnostic și de. Uh, în principal de diagnostic și de ce ne dorim în recuperare, ce sunete sunt afectate. Există o vârstă în care poate fi considerat prea târziu a merge la logoped Hmm. În facultate am învățat că orice se poate corecta cam la orice vârstă, dar nu e chiar, chiar așa. Pot să vă spun că apar și adulți care au nevoie de terapie logopedică. Sunt cazuri care nu s-au corectat în copilărie, fie dintr-o lipsă de informare a părinților în sensul ăsta și care își doresc ca adulți să rezolve respectivele probleme. Există de asemenea și o vârstă optimă de intervenție și aceea este vârsta aceasta, a școlarității. În cazurile de întârziere, mai devreme, lucrăm chiar de la 2 ani și jumătate în sus, pentru că nu e regulă ca un copil să ajungă la 4 ani să aibă un vocabular de 3 cuvinte sau de 10 cuvinte. E foarte puțin, el ar trebui să vorbească în propoziții cu reguli gramaticale aproape 100% însușite. Um, dar, în principiu, se poate corecta, se pot corecta tulburările de pronunție și la vârstă mai mare și la vârstă adultă. Chiar am avut cazuri de succes în care s-au corectat. Sigur că problema e altfel la adulți. E un subiect aparte, să zic așa, și contează foarte mult motivația și implicarea lor. Nu mai e ludic, este o total altă categorie de lucru. Dar, în principiu, ele se pot corecta. Dacă nu există diagnostice asociate care să îngreuneze munca, se pot corecta problemele. Cu cât, cu cât vârsta este mai înaintată cu atât și perioada de recuperare este mai mare? Nu neapărat. Depinde de... Depinde foarte mult de implicare. În același timp. Contează foarte mult motivația și a celui mic când vine la cabinet și a adultului când vine la cabinet să-și dorească foarte mult lucrul ăsta. Copilul să se simtă bine că el nu înțelege partea asta de motivație ca să vorbesc corect când voi fi mare. E mult pentru el. Dar e important să se simtă bine și să vină cu drag, să nu tragi de el în a obține niște lucruri și atunci altfel progresezi dacă el e implicat 100% Care ar fi niște reguli generale și practice de care să țină cont părinții atunci când sunt lângă copii și se poate să identifice dacă există o problemă și trebuie dus la logoped sau nu? În momentul în care el nu verbalizează, de exemplu, sau nu reacționează atunci când îi sunt solicitate anumite obiecte contează foarte mult și partea aceasta de înțelegere și poate fi un semnal de alarmă în cazurile în care poate nici nu verbalizează, dar nici nu reacționează când tu îi soliciți un anumit obiect Acestea sunt situații în care neapărat ar trebui să meargă măcar la o evaluare, să înțeleagă mai bine situația, să vadă ce e de făcut Cazurile în care vocabularul este sărac, și probabil neutilizat suficient, tocmai pentru a afla dacă e nevoie sau nu de terapie sau cum să-l stimuleze adecvat. Cazurile în care uh, pronunția este foarte afectată sau parțial afectată, mai bine făcut o evaluare și văzut exact care sunt sunetele și cum ar putea să, să, să fie ele corectate. Uh, dacă vorbim de copii care sunt la școală, există și tulburări de scris citit care multe au la bază tulburări de pronunție necorectate la timp. Uh, tot ceea ce copilul spune de format trece apoi în limbajul scris și uh, diagnosticul logopedic se complică, nu mai este doar tulburare de pronunție, este și tulburare de scris citit și implicit mai mult de lucru. Tocmai de aceea preșcolaritatea e vârsta cea mai bună de intervenție pentru tulburările de pronunție, ca să le depășească până la vârsta școlarității și să fie mai ușor pentru ei atunci. Din ceea ce înțeleg, totul se bazează pe exercițiu. Mm -hmm. Cam așa. Deci, terapia înseamnă până la urmă exercițiu. Se poate continua acest exercițiu și acasă. Cu siguranță, lucrăm cu teme pentru acasă pe care le dăm părinților după fiecare ședință, împreună cu feedback-ul legat de ședința respectivă și ce s-a lucrat. Ele sunt mai mult orientative, când nu avem pretenția să lucreze neapărat fișele acelea. Acel mic se poate plictisi în mediul de uh, familie, sunt mai în largul lor și poate mai greu de stăpânit decât în cabinet. Dar e bine să aibă o idee despre ce s-a lucrat și să aibă în vedere ce să corecteze. E foarte important să-i corecteze în vorbirea spontană, în vorbirea lor de zi cu zi, pentru că obiectivul meu nu este doar ca cel mic să spună un cuvânt la mine în cabinet sau să-l pronunțe corect pe S în cabinetul meu în anumite cuvinte. Vreau ca atunci când a ieșit de acolo să fie cineva, părintele, familia, care să-i amintească să aplice în vorbirea lui de zi cu zi ceea ce am învățat împreună în acel spațiu. Și atunci, evident, dacă noi ne vedem o dată sau de două ori pe săptămână, acele minute, 30 de minute, o oră cumulată, să zic așa, sunt mult prea puțin față de restul timpului în care copilul face alte lucruri lucruri înconjurat de alți oameni. Are nevoie mereu să-i atragă cineva atenția care să, astfel încât să-și automatizeze uh, cele învățate în cabinet și să le aplice în vorbirea lui de zi cu zi. Practicați o meserie unde este obligatoriu să puneți și un pic de suflet. Mm, cu Cum sembranță. vă simțiți dumneavoastră când vedeți copilul care reușește să vorbească clar? Uh, e o mare satisfacție. E genul de meserie în care progresele sunt atât de vizibile în fața ta încât uh, ești copleșit la un moment dat când știi cam de unde l-ai preluat pe copil și unde l-ai ajuns, unde l-ai ajutat să ajungă practic. da, e o reușită și pentru el, e o reușită și pentru familia lui, e o reușită și pentru mine și satisfacția este imensă. Există mai multe probleme în cazul fetelor sau băieților pe parte de logopedie? Statistic vorbind, este vorba de o frecvență mai mare în cazul băieților. Are și o explicație lucrul ăsta și e valabilă statistica asta în cazul tuturor dificultăților de vorbire sau limbaj, nu doar a unui diagnostic anume. Este o determinare cerebrală la fete, participă ambele emisfere cerebrale în procesul acesta al vorbirii și al limbajului, pe când la băieți participă doar emisfera stângă, emisfera stângă în care este și localizat cerebral limbajul. Și atunci, dacă la fete e un cumul, să zic, o muncă dublă, la băieți fiind doar emisfera stângă apar cazuri mai frecvente de dificultăți de vorbire sau limbaj. Există și în școli astfel de cabinete de logopedie unde părinții pot apela la logoped sau știți uh, dacă există, există în București există centrele logopedice interșcolare care um, mi se pare că sunt în număr de 8, cred. Um, și care au arundate un număr de instituții, de școli, de grădinițe. Sigur că e copleșitor pentru cei din centrele logopedice să facă față, pentru că, din păcate, sunt destul de mulți copii cu anumite dificultăți de vorbire, de pronunție. Ei fac o depistare a cazurilor în fiecare, la fiecare început de an școlar și apoi încearcă să cuprindă în terapie cât mai mulți copii. Deci există și această variantă pentru părinți. Dar care ar fi pașii de urmat în momentul în care părintele identifică problema? Ce ar trebui să facă? Unde să meargă? Primul loc. Unde ar Pot să aleagă um, sistemul de stat cu aceste centre logopedice interșcolare, um, caz în care um, se, orga, se vor organiza în funcție de. Um, modul în care de obicei lucrează centrele acestea, se lucrează de obicei pe grupe de copii, sunt anumiți pași acolo, sau se pot adresa cabinetelor de logopedie, cabinetelor psihologice care au și parte de logopedie. Datorită internetului, varianta de informare, posibilitățile de informare astăzi sunt destul de vaste și pot să aleagă chiar cabinete în proximitatea lor. Dacă e vorba de centrele logopedice interșcolare, cam trebuie ei să meargă, să se deplaseze acolo și să se organizeze mai departe. Dumneavoastră, dacă ar fi să vă alegeți din nou meseria, ați alege să fiți logopeți din nou? Cu siguranță, da. Am pornit la drum foarte setat când am ales facultatea și după aceea a venit și specializarea, aprofundarea la master și nu, n-aș schimba lucrul ăsta. Vă mulțumim pentru prezență. Vă mulțumesc tare mult și eu. Dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție și până săptămâna viitoare când ne revedem aici pe Trinitas TV de la 20.30 vă dorim zile liniștite și cu bucurii. Pe curând!